Iată plecare bună a lui Hellman. În momentul de față, Lucas Hellman este lider în continuare după primele secunde ale acestei manșe. Da, se va instala la conducere acolo. Mutu urcă pe 2 foarte, foarte rapid. Și cine deja se ivește pe 3 este Andrei Bekir, de pe 7 pe 3. Foarte, foarte rapid. Bine, bine de tot pentru Bekir la startul manșei a doua. A prins trenul potrivit acolo și vrea să facă cât mai rapid aceste victime pentru a deveni și el un învingător în sezonul al 5-lea al Racing League Romania. Haos în spate. Câteva probleme acolo pentru Movilă, pentru Botea, însă ne concentrăm pe aceste bătălii din top 10. Se răsucesc acolo Alex Mirea și încă câțiva piloți în spate. Mașina sa e ușor de reperat, acel galben. Iată bătălia în față. Hellman, Mutu, Bekir în bătălie pentru victorie. Hellman apără interiorul acolo în virajul Piratela. Mutu pe exterior, Bekir răbdător, să vedem dacă va culege roadele și va urca pe 2. Da, e pe trasa potrivită, să vedem dacă va răspunde Mutu acolo. Nu forțează Mutu, foarte matură abordarea sa și Bekir urcă pe 2 în fața lui Mutu, Taraș, Moisescu, Nicolae, Cascatău, Borovan și un Berindea care e abia... Revenim în această bătălie pentru prima poziție, trecem prin varianta alta cu Lucas Hellman ieșind nu foarte grozav din șicană și fiind expus atacului lui Bekir. Bekir foarte cu minte, foarte răbdător acolo, poate prelua conducerea până la finele primului tur, deja să fie lider. Ia să vedem unde va frâna, cam târziu, târziu Bekir, să vedem dacă se va înscrie, da, reușește să se înscrie acolo și să-i lase pe Hellman și Mutu să se bată. Mutu are foarte mult de pierdut acolo, Moisescu urcă și el, trece de Taraș, vine pe poziția a treia, însă primul tur se încheie cu Andrei Bekir lider.